Stai că am mâncat pizza. Păi ce să mănânc? Doar să mănânc normal. Aia, am jucat meci. Da, ne bucură pe echipa Craiova. Am castigat trofeu. Era dorința mare din partea noastră. Sunt fericit pentru băieții, că am muncit foarte mult în cantonamento și bine că am adus cupa acasă. Am pierdut odată Supercupa și asta trebuie să vină la noi. Da, e bagajul, se ia mai bine. Ce? Nu am exersat. Talent, așa? Am zis și la interviu înainte, pentru mine nu se antrenează penalti, pentru că din partea portalului, pentru că sunt emoție de jucători, sunt suporteri, e tot altceva. Și n-ai cum să le antrenezi. Am batut eu odată un penalti, m-am gândit la orice, toată săptămâna, și când am ajuns acolo am făcut tot altceva. Cât au ajutat suporterii în spate? Da, suporterii la noi, se știe, la noi suporterii sunt incredibili, ne ajută foarte mult și perioada asta, fără ei, pentru pandemia a fost foarte greu și a fost un punct, cum se spune, mai puțin pentru noi. A fost, ne era doar de ei, asta e tot. Doar câte le-ai executat chiar aici? Da? Da. Dar trebuie încă unul. Da, avem niște bere, acum ne întorcem cu Adocar, sigur ne oprim la Peco și, dar eu beau Coca-Cola, mi-e place mai mult. A fost la gură pizza acum? Da, a fost bună, a fost bună, da. Vreți pretenții la Craiova, am fost cele două trofee pentru campionat? Ce știu eu la Craiova, din păcate, e prima dată că se aduce două trofee la rând, suntem foarte, foarte fericiți din asta și sper că începe un rând așa de cupe, speram, dar noi ne gândim fiecare dată la meci care vine, la trepunte și trepunte, după ne gândim la campionat. Ai primit și trofeu. Da, foarte frumos. Se pare Gustavo, l-ai văzut? L-ai văzut? Uite. Are un loc special? Asta, da, casa la mine am... ceva, spunem așa, o birou unde bag tot chestia de la mine, tricou, și acolo e locul lui. Mâine seara mizez pe Italia. Da, mâine seara închid telefon, închid tot că am meci și speram că Italia va face un meci foarte bun și să castiga acest campionat european. Da, eu cred, nu vorbesc de alți portari, dar Eu cred că în ultime 3-4 ani am fost în formă tot timpul și nu înțeleg de ce fiecare dată citesc presa și sunt cele mai slabe portari din lume. Asta citesc eu. Poate că cineva schimbă doar pentru mine, dar nu cred. Dar când se termină sezonul, tot cele mai bune va fi. Nu știu de ce presa face așa, dar mi-e place. Mă motivează mai mult presa că concurența.